În momentul de față, în România există 1223 de focare activă de pestă porcină africană, în 346 de localități din 26 de județe. În total au fost eliminați până în prezent aproape 482.000 de porci afectați de boală și există peste 2100 de cazuri la Mistreți. În total au fost tinse aproximativ 1300 de focare. Până ieri, 24 septembrie, au fost despăgubiți la nivel național circa 10.000 de proprietari. Valoarea totală a plăților fiind de peste 260 de milioane de lei. În Sălaj există 6 focare active la porcul domestic și 12 fonduri de vânătoare din 20 de unități administrativ-teritoriale afectate în cazul porcilor mistreți. Lupta noastră permanentă a instituțiilor a fost să încercăm ca boala și pesta să o ținem în mediul silvatic. Cât am reușit, se vede, sigur, dar indiferent, și așa cum vă spuneam și înainte de emisiune, indiferent cât efort consistent ar fi din partea noastră, atât a CLCB-ului, a unității locale de decizie, care e Direcția Sanitar Veterinară, cât și a unității locale de sprijin, dacă procesul ăsta de conștientizare, care îl facem de ceva timp în județul Sălaj, nu prinde până la urmă substrat și fond la populație, o să ne întâlnim cu astfel de situații și în viitor. Pe porcul Mistreț avem o zonă afectată de aproape 12 fonduri de vânătoare pe raza a 20 de unități administrativ-teritoriale. Acum, în perioada noi care discutăm de 60 de zile, în fondurile, și aici mă refer la porcul Mistreț, în fondurile afectate, trebuie tot efectivul de animale porc-mistreț să fie eradicat. Și aici am avut discuții destul de lungi și aplicate cu gestionarii fondurilor de vânătoare tocmai pentru a conștientiza acest lucru. Și v-ați lovit de oarecare reticență din partea lor? Da, trebuie să vă spun că lucrurile nu sunt chiar așa, cum să spun, ușor digerabile din punctul ăsta de vedere a gestionarii fondurilor de vânătoare. Dar vreau să vă spun că, în general, sunt și excepții, în general au înțeles tocmai pentru că vă spuneam și vă arătam o situație că totuși în județul Sălaj s-au ucis și împușcat aproape 650 de porci mistreți. Asta îmi spune, vis-a-vis de alte județe, că totuși gestionarii fondurilor de vânătoare au înțeles eradicarea acolo, în zonele infectate a porcilor mistreți. Statul român, guvernul României a făcut aceste despăgubiri și aș vrea să vă spun că astăzi în județul Sălaj, la porcul domestic, avem 109 porci domestici despăgubiți într-o valoare de 75.000 de ron, iar la porcul mistreț avem uciși în toate măsurile care nu au uciși, omorâți, au fost circa 650 de bucăți, cuantificate între aproape 180.000 de ron. Prezența virusului pestei porcine africane a fost semnalată pentru prima oară în România în 31 iulie 2017, în județul Satu Mare.